Să spun lucrul acesta. Suntem dintr-o familie de 9 frați și mama, la un moment dat, inima ei nu mai pulsa sângele bine. Și am dus-o undeva la Moreni, la spital, dar deodată a căzut lângă noi și a leșinat ca un om mort. Noi ne-am speriat, eram copii mai mulți acolo, pe lângă ea. A venit doctorul, a venit asistentele și ne-a spus așa: omule, singura șansă care este, trebuie să puneți un ceas la inimă. Că dacă nu, moare cât de curând. El a spus, am făcut ce am putut eu, dar restul să facă Dumnezeu. Și cu mult timp în urmă, Dumnezeu îmi vorbise mie, când ai să mă chem, am să te ascult. Când ai să mă chem, am să vin la necazul tău. Și mi-am adus aminte ce îmi vorbise mie Duhul Sfânt. Am dus undeva la București, la spital, la Floreasca, și doctorul mi-a spus, băiatule, trebuie să punem ceasul acesta la inimă. Dar eu nu dau viață, spunea el. Viața o dă Dumnezeu. Eu îmi fac datoria mea ca medic. Fraților, noi am intrat într-un post și ne-am rugat lui Dumnezeu atunci. Și în timp când a început să opereze pe mama mea, un înger îmbrăcat în alb, cu o față strălucea fața lui, spunea mama mea, a venit la capul ei. Și a spus, nu ai să mori. Pentru că rugăciunea a ajuns până la Dumnezeu. A operat-o și când s-a trezit de acolo, eram lângă ea, mi-a spus, l-am văzut pe Domnul. Și știam că rugăciunea mea a fost ascultată de Dumnezeu. Dacă sunt astăzi, în seara aceasta aici, oameni care au probleme, să le invite pe Domnul Iisus. Ce nu poate să mai facă omul, la o clipeală face Dumnezeu. Și a făcut și pentru mine. Și face și pentru tine în seara aceasta. Dar numai să-L crezi pe El pe cuvânt. Și să-ți predai viața Lui și va fi fericit de tine. Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.